Ziua de 29 iunie marchează sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. În jurul acestei sărbători se păstrează o salbă de tradiții și obiceiuri transmise din generație în generație. Sfinții Apostoli au murit în timpul prigoanei creștine declanșate de Nero, ambii sfârșind mucenicește în capitala Imperiului Roman. Sfântul Petru fiind răstignit cu capul în jos, iar Sfântul Pavel prin decapitare. Biserica Ortodoxă îi cinstește în mod special pe cei doi apostoli, rânduind o perioadă de post. Oamenii obișnuiesc să dea de pomană pentru sufletele celor morți, sărbătoarea fiind cunoscută și sub numele de Moșii de Sfânt Petru. Tradiția populară spune că în această zi nu se scutură merii. Dacă se respectă această datină, sunt ocrotite ogoarele de căderea grindinei, iar oamenii pistruiați trebuie să se spele pe față cu apă la miezul nopții, atunci când cântă cocoșul. Astfel, pistruii nu se mai înmulțesc.